Întrebarea care frământă România de joi seară încoace, de când s-a publicat proiectul de buget, au fost tăiați din bani la sănătate sau nu în vreme de pandemie? Răspunsurile de până acum au fost în stilul tipic al politicii românești. Depinde pe cine întrebi și cum te uiți la acest buget, ce dai la o parte și cum îl faci din pix să sune mai bine sau mai rău în funcție de interes. Discuțiile au plecat de la niște nemulțumiri ale ministrului Vlad Voiculescu, pe care nu l-a auzit nimeni exprimându-le public, dar probabil că ele au existat și au ajuns la urechile premierului, care le-a recomandat răspicat tuturor contestatarilor să învețe să citească un buget. Iar dovada în plus că nemulțumirile există, și probabil nu doar la nivelul sănătății, este ședința președintelui Iohannis cu liderii coaliției, despre care vom vorbi imediat. Cu buget mai mare sau mai mic, sistemul de sănătate a pierdut încă un pacient. Este vorba de bărbatul cu arsuri grave, decedat astăzi, după ce fusese transportat cu întârziere în străinătate, iar medicii de acolo au spus că atunci când a ajuns la ei, bărbatul era infectat cu 3 bacterii și o ciupercă. Doctorul român care s-a ocupat de caz va fi în legătură cu noi în scurt timp. Sunt Tudor Mușat, actualitatea începem chiar acum. Vorbim mai întâi despre tensiunile din coaliție pe marginea bugetului, în special a bugetului sănătății. Premierul a răspuns public foarte ferm unor presupuse nemulțumiri și interpretări eronate legate de acești bani. Nu l-a nominalizat pe ministrul Voiculescu, pentru că acesta nu a criticat nici el public bugetul, dar aluzia a fost destul de transparentă. Nu mai umblați cu fake news! Toate aceste discuții în spațiu public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu și nu știu să citească un buget, ori vor doar să facă scandal și atât, ceea ce este trist, pentru că totuși avem de, trebuie să mergem mai departe, economia. Liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7,16. Am prezentat acest buget public, am făcut alocările, vedem în această dezbatere, a fost publicat bugetul săptămâna trecută, pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone. S-au identificat în zone, dar sunt sume mici. Deci este iarăși un fake news să spui că bugetul este mai mic. Doar pentru faptul că primesc mai mulți bani din taxe și impozite și atunci nu mai este nevoie să alogi de la buget. Repet, aceste lucruri apar în spațiu public pentru că avem foarte mulți oameni care nu înțeleg și nu știu cum să citească un buget. În ceea ce îl privește, ministrul sănătății recunoaște că banii pentru sănătate sunt mai mulți decât anul trecut, dar a ținut să sublinieze că nu sunt totuși suficienți. Dacă ne uităm în bugetul Ministerului Sănătății, vorbim de asemenea despre o parte care se transferă mai departe către FNUASS, către fondul casei, și cealaltă care rămâne efectiv pentru activitățile Ministerului Sănătății. Această ultimă parte despre care vă vorbesc este un pic mai mare anul acesta față de anul trecut. Nu este suficient și principala problemă sunt costurile care vin în acest an și probabil că nu se vor repeta în anul 2022. Pentru acest lucru am primit asigurări că vom găsi soluții. Colegii mei au fost în dimineața asta la Ministerul Finanțelor Publice. Am avut acum de asemenea discuții în coaliție. Nu cred că există un ministru în acest guvern care să fie complet mulțumit de bugetul pe care l-am primit. Avem foarte multe lucruri de făcut. Dar e un buget care ne permite să facem investiții, un buget care ne permite să rezolvăm problemele urgente. Da, despre polemicile în care e implicat Vlad Voiculescu, mai ales că astăzi a avut de traversat și hărțuiala din Parlament a unei moțiuni simple depuse de opoziție la adresa sa, o să vorbim ceva mai încolo. Îl salut pe ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo. Bună seara, domnule ministru. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și la dumneavoastră a scăzut bugetul, pentru că, la fel, informațiile publice vorbesc de 2,5 miliarde de lei mai puțin la PNDL. Să lămurim repede, dacă e și aici vreun subiect de controversă, a crescut sau a scăzut bugetul? Mie îmi place să facem comparațiile între același tipuri de intervenții sau, dacă vreți, merele cu merele și nu merele cu perele. Și atunci, această discuție a apărut pentru că s-a făcut comparația între bugetul executat al ministerelor și proiectul de buget așa cum există el anul acesta. Ori, evident, un buget întotdeauna are o anumită fluctuație, mai ales în timpul verii să faci o analiză, unele ministere pierd, alte ministere mai câștigă resurse în plus. Dacă facem comparația la Ministerul Dezvoltării pe bugetul de anul trecut început,
Și început de anul acesta vom vedea, anul trecut am avut 5 miliarde, Ministerul Dezvoltării, și acum sunt 7,15 miliarde. Dacă comparăm cu execuția bugetară de anul trecut, care a ajuns de la 5 miliarde la 8,9, atunci s-ar putea să... Nu s-ar putea, e în mod sigur, pare o scădere. Doar că acest 7,15 în mod categoric va crește, pentru că este ministerul care are foarte multe investiții și care de obicei în fiecare vară la rectificarea bugetară primește sume consistente. Deci, investițiile care sunt în curs și cele care vor mai fi pornite, avem un program nou, acela de construcție de creșe la nivel național. Deci, în mod cert, în vară va mai fi necesar ca această sumă să fie suplimentată. Da, regula se aplică, ce ne-a spus dumneavoastră, și la PNDL, că de fapt de la el plecasem discuția, sau la bugetul întregului minister? Adică ne raportăm la început, început cu început, există o creștere sau o scădere pentru Programul Național de Dezvoltare Locală? Deci, suma este cam tot pe acolo unde a fost anul trecut și probabil va fi, dacă vreți, aceeași procedură ca și anul trecut, odată cu avansarea în timpul anului, pentru că din martie încep totuși constructorii să lucreze, fiind anotimpul necesar pentru construcții. În vară, în mod cert, acele sume vor fi suplimentate. Ce se finanțează anul ăsta prin PNDL, domnule ministru? Asta ca să înlăturăm toate suspiciunile alea care au existat până de curând, că banii se duc în funcție de niște pretenții ale unor lideri locali care n-au treabă, cer bani pentru diverse proiecte, care pe urmă se dovedesc a fi ori inutile, ori de slabă calitate a execuției. Ce se schimbă, dacă vreți? Ministerul Dezvoltării în acest moment nu face nu suntem în faza de analiză sau de evaluare a proiectelor, pentru că avem un portofoliu de proiecte, dacă vreți, pentru care există contracte de finanțare încheiate. Cam 40% din aceste contracte de finanțare sunt finalizate cu recepția la terminarea lucrărilor, 60% sunt încă în curs. Dacă vreți, anvelopa bugetară totală, PNDL 1 și 2 însumează 44 de miliarde de lei, din care plătiți la zi, dacă vreți, sunt 27 și ceva de miliarde. Deci mai există o marjă sau un rest de executat ca și valoare de 17 miliarde, care în mod cert nu se va executa anul acesta, ci anul acesta și anul viitor. Maxim în 2023, aceste două programe, PNDL 1 și PNDL 2, trebuie închise. Da. Urmează, în funcție de analiza ceea ce avem pe PNDL 1 și PNDL 2, pot să vă spun că există cel puțin două domenii care, din punctul nostru de vedere, trebuie găsite finanțare pentru ele. În primul rând, extinderea rețelei de apă și canalizare. Avem și infringement România pe acest domeniu aici. Clar, nu putem să ne oprim. Trebuie să vedem vehiculul, dacă vreți, prin care finanțăm aceste proiecte. Și pe partea de modernizare de drumuri, în mod evident, și din numărul de proiecte depuse de autoritățile locale, în mai multe domenii de finanțare, se vede foarte clar că aici nevoia este extraordinar de mare. Deci aceste două domenii, oarecum, fără a mă antepronunța, dar finanțare pentru ele vor trebui găsite și în continuare, care înseamnă noi proiecte, nu cele care acum continuă. Ele vor trebui incluse într-o anumită finanțare. E o oportunitate, dacă pot să extind puțin, acest plan național de reziliență și redresare, cel puțin pe partea de apă și canalizare, unde credem că sunt șanse pentru ca o parte din proiecte să fie finanțate. Pe partea de drumuri, mai puține șanse, probabil. Deci va trebui să găsim finanțare națională pentru aceste... De ce țin aceste șanse, domnule ministru? Când ziceți sunt șanse mai mari să se ducă banii în apă și canalizare, ține de ce? De priceperea primarilor în a face proiecte pentru așa ceva? De mâna forte a ministerului care vine și zice aveți nevoie de asta, știți, nu știți să scrieți, vă facem noi? PNRR-ul este un... Pe de o parte, un set de măsuri de propuneri pe care țara membră, statul membru, România în speță, le propune și pentru realizarea acestor măsuri cere finanțări pe anumite domenii. De ce spun că sunt șanse mai multe la apă și canalizare? Pentru că și Comisia Europeană e conștientă, are toate cifrele, fiind și infringement împotriva României, că aici este nevoie de dezvoltare, adică de investiții în continuare, ca să extindă. Avem în jur de 800 de OAT-uri astăzi în România care nu au rețea de apă
și aproape 2000 care nu au rețea de canalizare. Și evident că aceste lucruri nu se pot rezolva de pe o zi pe alta și aici trebuie finanțare continuă. De ce spun că șanse mai reduse pe partea de drumuri? Pentru că, între noi fiind vorba, Comisia Europeană are o abordare, dacă vreți, corectă, când spune României, domne, rezolvați-vă marile probleme de infrastructură rutieră, rezolvați-vă autostrăzile cap-coadă din cele trei regiuni istorice ale țării și când le-ați rezolvat, veniți cu drumuri mai de interes local sau de interes județean. De aceea spun că șanse mai reduse din PNRR pe partea de drumuri, dar pe apă și canalizare noi vedem o marjă de acțiune destul de importantă. Din PNRR s-ar putea duce bani, înțeleg, pe Ministerul Transporturilor, eventual, pentru cele mari proiecte de infrastructură. Dar asta cred că e o altă discuție. Da, infrastructură rutieră. Nu? Evident. Despre asta vorbeam, da. Că pe partea de infrastructură rutieră, în mod cer, se va merge mai mult spre infrastructura majoră, autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare de acest gen. Bun, domnule ministru, când ne-am întâlnit în urmă cu aproape o lună la preluarea mandatului, discutam despre nevoia reducerii acestor decalaje dintre localități și exact în spiritul ăsta, cine trebuie să facă proiectele ca localitățile României să aibă șanse relativ egale la dezvoltare. Și am să reiau această întrebare, dacă nu cumva în absența unei pricepere a primarilor de a face ei, de a atrage ei banii ăștia, n-ar trebui impus de la centru un program național de dotare cu măcar cu apă, canalizare, nu știu, și ce alte lucruri putem face, habar n-am, toaletele din fundul curții la școli, rezolvată problema asta. Dar mă rog, sigur, acolo e implicat și Ministerul Educației. Dacă n-ar trebui cumva o viziune unitară despre subiectul ăsta, pentru că altfel, probabil, în funcție de un primar sau altul, de un dezinteres sau altul, lucrurile vor rămâne foarte, foarte debalansate. Vă spuneam data trecută și totuși am avut discuții legate de acest subiect, pentru că aceste decalaje care există între regiuni, între județe și, dacă vreți, și în interiorul județelor, de același nivel, evident, comună cu comună, nu comparăm comuna cu orașul. Chiar mâine vom constitui un grup de lucru la Ministerul Dezvoltării cu un termen foarte clar, 30 iunie 2021, pentru elaborarea acelui proiect de lege despre care am vorbit și în emisiunea dumneavoastră, prin care să aducem un set de măsuri, dacă vreți, concertate ale statului, de sus, stabilite. Ele trebuie să fie diferite, pentru că una e să vrei să reduci decalajele între regiuni, unde partea de investiții trebuie să fie în investiții majore, de interconectivitate, de infrastructură rutieră, feroviară și așa mai departe. E altceva la nivelul disparităților între județe și altceva în interiorul județelor. Deci măsurile trebuie să fie măcar un diferite. Numitor comun, dacă nu reducerea decalajelor între regiuni sau județe, de acord cu dumneavoastră, dar măcar acel numitor comun, localitățile din România, indiferent de talia lor, să poată să aibă acest acces la genul ăsta de dezvoltare. Să știți că, de exemplu, în PNRR, ministerul pe care îl conduc, a propus implementarea unor proiecte integrate, de exemplu, de dezvoltare locală, mai ales în mediul rural. Care ce înseamnă? Să luăm câteva comunități, dacă vreți, din fiecare zonă a țării, din fiecare județ, și unde să rezolvăm toate problemele de edilitare. Apă, canalizare, drumuri, străzi, cămin cultural, clădirea primăriei, dispensar medical, tot ceea ce avem important în acea comună, să le rezolvăm. Sigur, sunt foarte multe care deja, în foarte multe comune, unele dintre acestea s-au rezolvat, dar greu găsim comună, poate că există, în care să nu fie nimic din toate acestea, dar am spus, hai să încercăm să dezvoltăm concertați ca să, pentru că altfel, pe anumite domenii, sigur, toată lumea dorește, dar efectele sunt mai puțin vizibile, dar dacă rezolvăm în fiecare județ 2-3 comune cu toate aceste rețele edilitare, atunci efectul este cu totul altceva. Bun. Construcția de creșe. România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Pornesc lucrurile? În da, vor porni în mod categoric, pentru că este un proiect anunțat de mine la preluarea mandatului. Aici sunt cel puțin 2 aspecte, de fapt 3. În
primul rând normativul de construire de creșe, adică reglementările tehnice, cum se construiește, care sunt condițiile de suprafață, tot ceea ce înseamnă clădirea în care să funcționeze o creșă, este din 1997. Este adoptat, aprobat printr-un ordin al Ministrului Lucrărilor Publice de atunci. Și avem un grup de lucru pe această temă pentru că vrem să construim creșe care să le fie la nivelul și cerințelor anului 2021. Și pe de o parte am pornit această chestiune, într-o lună jumate vrem să dăm acest ordin al ministrului. Deci să se actualizeze standardele. Evident, da. Ca totuși au trecut 24 de ani, adică au fost alte standarde, acum sunt altele. Pe de altă parte, am cerut Companiei Naționale de Investiții și deja există o notă conceptuală, chiar dacă vreți un desen al celor trei tipuri de proiecte de creșe, pentru că am spus să fie o creșă care pentru 4 grupe antepreșcolare, pentru 6 grupe antepreșcolare și pentru 10. Încercând să acoperim oarecum, dacă vreți, partea de comune, de orașe mici și mijlocii și de orașe mai mari, orașe reședință de județ. Nevoile sunt puțin altele. E foarte important să facem acest proiect și anul acesta vrem să începem deja construcția lor. Nu puține, nu una, două, nu 10, nu 5, ci dacă vreți cu mai mult de sute. Pentru că avem 386 de creșe în toată țara, ceea ce înseamnă o medie mai mică de 10 pe județ și putem să facem oricare din noi ce înseamnă mai puțin de 10 creșe pe județ. Iar la nivel european suntem pe ultimul loc și pe penultimul loc e țara vecină Bulgaria și diferența între cele două țări e de 7%. Adică chiar e o diferență, nemai spunând de celelalte țări. La ce ar trebui să ajungem și când? N-aș da aici un... În medie vorbim pe fiecare județ. Media europeană este undeva spre 30%. Danemarca e pe primul loc cu 70%. Desigur, e greu de ajuns acolo și e o chestiune și de timp. Dar dacă nu investim în această infrastructură antepreșcolară, atunci, pentru că aici urmărim mai multe aspecte. În primul rând, să încurajăm tinerii să-și întemeieze o familie, să-și asume să aibă copii, să creștem natalitatea. Dacă nu avem o infrastructură necesară, nu mai gândiți-vă și în București, pentru că în toate orașele sau de unde avem cifre și date, este foarte clar că cererea este mult mai mare decât locurile disponibile la creșe. Sunt mame tinere care doresc să se întoarcă la serviciu după un an de zile. Nu vor să aștepte până se termină concediul de maternitate de 2 ani. N-au unde să-și ducă copilul și, scuzați-mă de expresie, nu întotdeauna metoda cu bunicii funcționează. Pentru că nu sunt bunici în localitate sau din alte motive subiective această chestiune nu funcționează. Da. Și atunci statul trebuie să vină să ofere această infrastructură. Și 3. De ce s-au construit puține creșe în România, inclusiv PNDL? S-au construit grădinițe, s-au reabilitat grădinițe, dar foarte puține construcții de creșe. Pentru că astăzi, în România, funcționarea creșelor este exclusiv în sarcina autorităților locale. Și atunci, puține autorități locale, cele mai mari, și-au permis să construiască, pe de o parte, știind că și după ce au construit, toată finanțarea este a lor. Există o lege care a fost inițiată de UDMR, care este promulgată de președinte, a cărui prorogare, intrare în vigoare a fost prorogată anul trecut. Noi sperăm ca din acest an școlar să intre în vigoare, ceea ce înseamnă că din acest domeniu al finanțării autorităților locale, proiectul sau funcționarea creșelor ca și finanțare trece în sarcina statului. Și atunci, dacă eu construiesc creșe, multe creșe, dacă fac aceste construcții pe normative moderne anul 2021 și am și finanțarea asigurată incluzând antepreșcolarii în finanțarea Ministerului Educației, atunci am toate premisele să am un salt valoric extraordinar pe acest domeniu. Adică Ministerul Educației face rețeaua și necesarul, Ministerul Dezvoltării vine cu... Da, noi venim cu partea de infrastructură. Noi construim. Deci noi dorim să construim pe aceste proiecte TIF care vor fi
autorizate din punct de vedere tehnic, va fi un studiu de fezabilitate și doar trebuie să-l multiplicăm în funcție de necesitatea autorităților locale, a terenurilor care sunt puse la dispoziție și de sumele de bani pe care le avem la dispoziție, dar în mod categoric aceasta este o prioritate chiar de anul acesta să pornim construcția de crăși. Bun, bani pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic sunt pentru anul ăsta, domnule ministru? Vor fi și bani. În primul rând aici, până să ajungem la bani, trebuie să gândim o cu tot o altă filozofie. Și aici lucrurile trebuie schimbate radical. Pentru că avem un program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic din 1994. Acest program este depășit și moral, și practic, și din toate punctele de vedere. În ultimii 7 ani nu s-a consolidat nicio clădire cu risc seismic din acest program al statului român până la urmă. Ultima clădire consolidată este în județul Constanța și în 2014 este în București ultima clădire. 27 de ani s-au consolidat 26 de clădiri. Este foarte, foarte puțin. De ce e depășit uzual? Pentru că mecanismele de finanțare, respectiv mecanismele prin care ajungem să putem să consolidăm o clădire cu risc seismic, nu mai corespund anului 2021, de mult nu mai, n-au mai corespund nici anilor 2000. În ce sens? Acest program acum este un program anual, ceea ce înseamnă că în fiecare an trebuie să reiei toată procedura cu clădirile, să le incluzi în hotărârea de guvern, să se facă solicitare de finanțare, să le și consolideze. E imposibil fizic să faci într-un an de zile așa ceva. Noi propunem ca acest program să fie multianual de 4 ani. Autoritatea locală vine de pune proiectul spre finanțare. Bugetul este pe 4 ani, deci este realizabil chiar și cu clădirile mai importante din București. 2. O schimbare totală de filozofie legată de abordare. Noi spunem că statul trebuie să facă un program de utilitate publică. Ce înseamnă asta? Că avem obligația să le ocrotim pe cetățeanul care este în interiorul clădirii, chiar dacă el este proprietar privat al apartamentului său, dar trebuie să le ocrotesc și pe cel care este pe stradă în fața clădirii, în ce sens, adică să fac totul ca clădirea să nu se prăbușească peste el. Da. Și atunci, acea cotă parte care era cerută prin programul de până acum a proprietarului persoană fizică sau juridică, să fie finanțată de către stat, să avem o interdicție de înstrăinare de cel puțin 10 ani pentru clădire, pentru apartamentele și clădirea consolidată, că evident va crește valoarea acestor apartamente, numai dacă ne gândim la București, e clar acest lucru, cu posibilitate de vânzare, dar atunci trebuie să restitui cota aparte din consolidare statului român. Deci trebuie să facem niște mecanisme care să facă funcțional acest program și foarte important, dacă astăzi numai clădirile rezidențiale pe plus 3 de minim 10 apartamente sunt incluse în acest program, noi propunem ca pe lângă acestea să fie și clădirile în care sunt autorități, instituții publice, centrale sau locale și vă rog să vă gândiți la situația în care că în această situație sunt și clădiri de spitale. Care clădiri de spitale, unele clădiri de spitale sunt cu risc seismic 1, 2, 3 și 4. Adică, ferească Dumnezeu, dacă se întâmplă un cutremur, dacă se mai prăbușește și din clădirile spitalelor, unde suntem. Deci, ne trebuie un proiect ambițios care schimbă total filozofia acestei consolidări de clădiri cu risc seismic și nu ascund faptul că acest proiect încercăm să-l transpunem și pe PNRR. Adică să obținem fonduri europene pentru acest domeniu foarte important. Ritmul ar trebui să crească, cum să spun, fulgerător raportat la datele pe care ni le-ați prezentat. 20 ceva de ani cu 20 ceva de clădiri, nici nu e greu să-ți imaginezi câtă viteză ar trebui să prindă acest proiect, nu? Ca el să fie relevant. Din punctul nostru de vedere, chiar de aceea am propus o cu totul altă filozofie. E o schimbare, dacă vreți, antagonică legat de ceea ce avem astăzi. Și ce șanse e ca ea să se întâmple, să fie pusă în practică rapid? Eu cred că sunt șanse destul de bune, pentru că, cel puțin la Ministerul Dezvoltării și a Guvernului, pentru că această măsură este și în programul guvernamental, programul Guvernului Câțu.
cu o finanțare de 1 miliard de lei pe următorii 4 ani. Deci acest lucru eu cred că s-a înțeles și atât guvernul cât și Ministerul Dezvoltării și va fi o prioritate pentru noi. Dacă reușim să-l facem cât mai rapid, am deschis o dezbatere publică foarte largă. Am trimis la 37 de entități, persoane juridice private și publice, Ordinul Arhitecților, Mediu Academic, Universități, acest proiect, să ne dea un punct de vedere, o propunere, dacă sunt amendamente, suntem deschiși, că vrem să facem un program care chiar să fie funcțional. Apropo de construcții, domnule ministru, a stârnit discuții acest proiect al dumneavoastră de a reorganiza Inspectoratul de Stat pentru Construcții, pe motiv că există acolo tot felul de atribuții încălecate de oameni care conduc, de fapt, oameni care nu există sau care n-au, șefi care n-au subordonați, mai bine zis. Explicați-ne puțin ce ar trebui să se întâmple, pentru că la prima vedere toată lumea zice cum să destructureze o asemenea instituție când e atâta nevoie de ea. Ce înseamnă proiectul ăsta? Inspectoratul de Stat în Construcție este singura instituție subordonată Ministerului Dezvoltării care are 3 nivele de organizare. Nivelul central, regional și nivelul județean. Acest nivel intermediar regional este cel mai puțin prevăzut, în sensul în care avem în total pe țară 397 de inspectori, adică cei care au drept de a controla la fața locului calitatea construcțiilor, amenajarea teritoriului, urbanism, tot ce ține de acest domeniu, din care doar 14 sunt la nivel regional. Majoritatea atribuțiilor sunt exercitate de către județe și de centru. Și aici sunt cifre care nu pot fi, adică pot fi, orice poate fi comentat, dar aceste cifre sunt absolut relevante. Avem Inspectorat de Stat în Construcții Sud-Est, în care sunt 14 funcții în tot inspectoratul, din care unul este inspector șef regional, avem un șef serviciu care trebuie să coordoneze activitatea de control, dar nu are în subordine niciun inspector, deci nu știu ce coordonează. Avem 4 economiști, un jurist și un registrator. Și nu avem niciun inspector care a trebuit să fie în subordinea șefului de serviciu. Adică te uiți pe această organigramă și vezi ineficiență completă. Eu nu vorbesc numai de banii care se consumă de la bugetul de stat. Și acest lucru este important. Dar noi trebuie să facem în așa fel încât instituțiile acestea să fie eficiente. Nu vrem să pierdem niciun inspector din acei 14. Evident că vom respecta legea și vom oferi alte posturi vacante pentru, în cazul reorganizării. Proiectul de lege este pus în dezbatere publică și vom urma exact pașii prevăzuți de lege pentru a face această reorganizare. Bun, dar ce trebuie să se întâmple? În momentul în care ai un șef, dar n-ai subordonați, adică ai dezechilibrul ăsta, cum procedezi ca să aduci organigramă la... Nu știu cum s-a întâmplat până acum. Ideea este că acest proiect de lege, care va fi introdus în guvern și în parlament, va însemna desființarea acestui nivel regional. Deci nu vom mai avea straturi intermediare. Da, exact. Nu vom mai. Majoritatea activităților este la nivelul județului, inspectorii sunt acolo. Încărcarea inspectorilor, pentru că le avem pe fiecare județ, încărcarea inspectorilor este cel puțin dublă față de încărcarea inspectorilor în construcții regionali, unde sunt inspectori. Că v-am spus, la Constanța, de exemplu, nu este niciunul. Dar avem o instituție care funcționează, dar cei care dețin principala atribuție a instituției nu există. E clar că aici este o ineficiență clară. Destui oameni în teren măcar sunt, care se asigură dincolo de șefimea asta intermediară, care deci, nu se justifică. Deci dacă luăm partea regională care nu funcționează și pe lângă acestea sunt o mulțime de atribuții ale celor de la regiuni care sunt aceleași ca și al celor de la județe. Adică e o suprapunere completă între atribuții. La nivel județean sunt mult mai bine organizați și verificarea la fața locului pe inspector se vede foarte clar că încărcarea este mult mai bună. Vor fi și aici niște sinecuri politice, domnule ministru, la șefii ăștia regionali, numiți după un algoritm?
nu știu că n-am fost aici când au fost numiți, când s-a făcut această reorganizare în 2013. Adică mă gândesc la Apele Române, mă gândesc la alte instituții unde, mă rog, tot descoperim numiri din astea flagrant, în neregulă, în ultima vreme. Eu pot să vă spun că sunt hotărât ca acest nivel regional să dispară, pentru că este clar ceva ineficient și care nu aduce nimic bun. În schimb, cheltuie niște bani. Sporuri au oamenii ăștia, apropo de sporurile pe care le tot discutăm de câteva zile încoace? Au și ei spor de încordare neuropsihică? Toți sunt funcționari publici, da. Deci au o grămadă de alte... Au sporuri pentru condiții vătămătoare și cam atât. Dar ideea este noi să eficientizăm această instituție și ideea este că acolo unde constatăm, pentru că e singura instituție, celelalte instituții subordonate Ministerului Dezvoltării au două paliere, nivel central și regional sau nivel central și județean. Organizarea celorlalte e mai logică, mai eficientă. Să facem o analiză și cu privire la ele, dar aici este ceva flagrant, adică se vede, dacă citești analiza pe ISC, este foarte clar că aici trebuie intervenit. Domnule ministru, toată discuția asta despre buget din ultimele câteva zile și despre sporuri în contextul bugetului, cred că ne aduce iar în situația de a discuta despre ce se întâmplă cu aparatele administrative, nu doar la nivel central, ci și local, în țară. Ideea comasării administrative a multelor comune, miilor de comune pe care le avem, dar care multe dintre ele sunt la limita subzistenței în ceea ce privește bugetul și au făcut niște cheltuieli foarte mari de personal, dar în rest n-au bani nici să bea apă. Ce se întâmplă cu ele? E o ocazie în plus pentru a discuta în contextul ăsta în care ne aflăm și situația asta? Eu cred că aici soluțiile sunt importante, pentru că această discuție, să știți că poate avea loc și în cazul OAT-urilor mai mari. Dacă ne uităm pe veniturile proprii ale lor, chiar și la municipii reședință de județ. Veți găsi situația în care municipiul reședință de județ nu are nivelul veniturilor la nivelul cheltuielilor. Deci stă foarte prost și un oraș relativ mare, să zicem. Da. Ați avea surpriză să vedeți acest studiu. Eu am văzut în mass media un studiu și am cerut acum un studiu mai amănunțit, dacă vreți, din punct de vedere analizei profesionale, dar acest studiu, un prim studiu, am văzut în presă. Orașe mari, despre care n-ai credea, au fost în acest studiu. Nu spun că este adevărat, dar a fost o comparație făcută în mass media. În cazul unor, poate că și în cazul unor orașe, cu siguranță, și în cazul unor comune, lucrurile stau la fel. Acolo parcă se vede și mai tare povestea asta. Evident. Nivelul de subdezvoltare raportat la cheltuielile administrative, care n-au nicio legătură cu viața de zi cu zi a cetățenilor. M-aș întoarce puțin la începutul discuției noastre legat de acea reducere a decalajelor. Deci, noi ca și stat trebuie să încercăm, chiar dacă nu putem să egalizăm pe toată lumea, pentru că asta am auzit doar în regimul anterior, da. Și cred că nici acolo nu eram toți egali, dar noi ca și stat trebuie să încercăm totuși, pentru că de dezvoltare are dreptul să aibă parte toată lumea. Nu putem să spunem că o comunitate mai mică, pentru că, dacă vreți, este mai săracă sau e o comunitate cu un număr de persoane mai redus, ar trebui să sufere sau să nu beneficieze de anumite intervenții. Suntem probabil cu toții de acord aici. Dar da. Poate ar trebui să aibă mai puțini funcționari. Nu, deci aici ceea ce urmărim să facem după analiza care trebuie să vină cu structurile asociative împreună, pentru că nimic fără ei, fără dezbatere cu ei, nu poate avea loc. Dar sunt o mulțime de servicii publice care pot fi asigurate în comun, de mai multe comune. Și pentru aceasta, chiar dacă astăzi prin acele ADI-uri, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, există această posibilitate, totuși o să extindem acest temei legal, pentru că e bine dacă ai specialiști într-o anumită comună și acela este bun, el poate să facă și pentru cealaltă comună, poate nu sunt activități atât de multiple și este o lipsă de personal acolo pe o anumită specialitate. Pentru că până la urmă cetățeanul, când se duce la o primărie, oricât de mică ar fi comuna respectivă, așteaptă niște servicii publice de la stat. Și nu așteaptă numai de la primar sau primărie, ci așteaptă ca statul român să se organizeze în așa fel încât el să primească un serviciu public. Și atunci, dacă vreți, această concentrare a serviciilor publice
între mai multe comunități. Eu cred că ar ajuta foarte mult în a arăta că totuși suntem capabili să asigurăm servicii de calitate și servicii mai bune. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Ne întoarcem în câteva momente la actualitatea. Vorbim despre cazul tragic al pacientului cu arsuri care a fost transportat în străinătate. Medicii de acolo spun că a venit cu infecții nozocomiale, cu ciuperci din spitalele românești. Ce spune doctorul român care s-a ocupat de toată această situație? Aflați imediat. Rămâneți cu noi. În Belgia, este vorba de acel pacient cu arsuri grave. Departamentul pentru situații de urgență se ocupă de transferul pacienților în străinătate, spune ministrul. Cât despre controlele la cele trei spitale în care pacientul a fost îngrijit până să fie dus în Belgia, mai vedem când aflăm ceva. Dacă ar fi fost o singură persoană care să se fie opus acestui transfer al tânărului, aș fi înțeles să vorbim despre un autor moral. Există un ordin de ministru, al Ministrului Sănătății cu Ministrul Afacerilor Interne, respectiv un acord, care spune că DSU este responsabil atât pentru găsirea centrului din străinătate, în care pot fi tratați arșii, cât și pentru efectuarea transferului. Astea sunt două atribuții care sunt la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar nu putem să vorbim despre autor moral atât timp cât colegii de la DSU au făcut tot ce a depins de dânsii, și anume, pe 21 seara, pe 20 a fost accidentul, pe 21 seara deja au primit înștiințarea cei de la DSU. Tot atunci au început să caute centre în Europa unde să poată fi transferat pacientul. De îndată ce au găsit un centru, pacientul a fost transferat, de îndată ce acest lucru a fost posibil din punct de vedere tehnic. Da, a existat o defecțiune a avionului, asta e un lucru pe care l-am aflat de la doctorul Arafat. De îndată ce s-a găsit o soluție alternativă, prin Ministerul Apărării, pacientul a fost transferat. Repet, pacientul a fost transferat de îndată ce s-a găsit un loc în străinătate și de îndată ce transferul a fost tehnic posibil. Nu cred că putem să vorbim despre un autor moral. Îndoiala pe care o avem, pentru că și asta vine din discuțiile pe care le-am avut și eu și colegii mei cu medicul Isacu, un medic de origine română care lucrează la spitalul din Bruxelles, îndoielile pe care am putea să le avem și verificările pe care le facem sunt mai ales legate de modul în care a fost tratat pacientul. Da, doctorul Ciprian Isacu e în legătură cu noi, este medicul care s-a ocupat, a avut practic foarte aproape acest caz. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Am spus asta pentru că dumneavoastră știați de starea pacientului și de cazul lui încă înainte să ajungă acolo, ați făcut toate eforturile pentru ca el să ajungă în Belgia. Din păcate, așa cum am văzut, nu s-a mai putut face nimic, dar discuția despre felul în care a fost îngrijit, despre condițiile în care a fost ținut în spitalele din România, rămâne una foarte importantă. Cred că l-ați auzit alături de noi pe Ministrul Sănătății ceva mai devreme, vă pomenea în această discuție. În ce măsură puteți, să colaborați cu autoritățile române pentru aflarea a ceea ce s-a întâmplat în cazul ăsta? Deci problema nici măcar nu e asta. Deci, în primul rând, vreau să spun că locul la clinica mea l-a găsit familia și am aflat vineri și am zis ok. Deci chiar familia a făcut treaba asta. Și al doilea lucru, hai să tragem în ambulanță. De ce? Pentru că au trimis să investigheze comisii, ca și când am descoperit America. De ani de zile se întâmplă același lucru. Ce o să caute una car pe un, să-i taie 10% în salar sau să-l dea afară că n-a spălat pacientul. Deci problema e mult mai gravă. Hai să facem o chestie. Dacă este o ordonanță, sau nu știu cum le numesc ăștia, cineva trebuie să plece în străinătate pentru că nu se poate trata România din diferite motive, trebuie să fie o comisie acolo care la orice oră de zi și noapte să știe că maximum 48-72 de ore pacientul trebuie să ajungă în străinătate, unde este loc.
Asta este singura problemă. Înțelegem că întârzierile de data asta, că asta ne explica ministrul cel puțin, au fost unele, mă rog, inerente, niște motive tehnice, niște probleme cu transportul aerian, nu neapărat că a fost blocat accesul pacientului spre străinătate. Eu am spus, pacientul a fost ars pe 20 și a ajuns la mine pe 29, da? E și domnul ministru a spus că de că s-a găsit loc. Vreau să spun că familia a găsit loc. Deci dacă toți suntem organizați să trimitem afară pentru că nu știm să facem sau nu vrem să facem sau nu putem să facem sau nu avem să facem, da. Deși de 5 ani e jenant, trebuie să fie măcar o celulă acolo, să zică, domnule, ar și îi trimitem afară și trimitem cât mai repede în beneficiul lor. Adică ce ziceți dumneavoastră este să nu lăsăm familia să se ocupe pe cont propriu cu mai multă sau mai puțină eficiență de situațiile astea, să existe un organism foarte aplicat al statului român care să ia aceste decizii foarte rapid. Exact asta. Deci de ani de zile e chestia asta. Hai să vedem altfel. Medicul ars la Piatra Neamț a ajuns în 24 de ore. Da? Că m-a întrebat cineva dacă ar mai fi avut o șansă în România sau nu știu ce. Am răspuns ce s-a întâmplat cu ceilalți 12 arși la Piatra Neamț. Ce s-a întâmplat? Da, acum... Acum cealaltă problemă, domnule doctor, e legată de condițiile de aici, din spital. Cred că merită discutată și chestiunea asta înainte de orice, ca să îi lămurim pe cei care ne privesc. Aceste condiții, bacteriile, ciuperca de care vorbeați, au avut un rol decisiv în agravarea stării de sănătate a acestui pacient? Asta ca să separăm un pic lucrurile. Absolut, dar bun. Orice arsură se infectează. În Belgia, în România, în Franța, în Madagascar. Deci nu asta problema. Problema este că având o arsură de importanța celei care a avut pe pacientul, în plus arsură electrică cu complicațiile inerente, vorbind de organele interne, știm că pielea este un organ care responsabil, printre altele, de apărarea organismului, nu mai este piele, este sângerare, deci toate bacteriile se aglutinează, profită. Sângele este un mediu de cultură, deci se infectează. Acum, problema că sunt bacterii mai se numesc multiresistente. Deci orice pacient se infectează automat. Dar se poate infecta cu bacterii care sunt, care le avem habitual pe piele. Spunea un profesor bătrân care pesiuri la pleu o germ de bon volonté. Deci avem bacteriile astea și avem bacterii mai rele. E, ce putem face în condițiile astea? Ori o transferăm repede să ia bacteriile de la noi, numesc, ori ne ocupăm de o minimă igienă, arsura la 75 de grade, electrică la 51 de ani, șansele de supraviețuire sunt mai puțin de jumătate. E, tot ce s-a întâmplat acolo, circunstanțele de ghinion, avion, spitale, plimbat în dreapta, în stânga și s-a repetat, că nu-i prima oară, că dacă ai fi prima oară, ce s-a întâmplat? E, aici trebuie să lucreze. V-am spus, se aflăm că sunt 20 de locuri pentru 20 de milioane, 20 de locuri de marași. Domnul ministru spunea câteva zile că sunt 50 de marași pe lună. Deci au 20 de locuri. Am spus foarte clar, nu mai visați la spitale, centre extraordinare, pentru că de 5 ani n-ați făcut nimic. Spitalul Militar din Paris are un serviciu de arși la Percy cu 21 de paturi, care a costat 37 de milioane. Ei au avut după colectiv 230 de milioane de la Banca Mondială. S-a făcut ceva? Nu. Și atunci vine Isacu și spune, bă băieți, hai măcar din respect pentru mine sau cei care la care îi trimiteți, condiționați. Bun, acum, domnule doctor, sigur că e o situație din asta în care nici nu știi de unde s-a pus lucrurile astea. Ce vă așteptați să descopere un control în aceste spitale? Că există infecții nosocomiale? Că există indolență din partea, nu știu, medicilor sau asistentelor care l-au avut în îngrijire și pur și simplu nu l-au curățat, nu l-au spălat? Nu știu care e formularea cea mai potrivită pentru astfel de situație. Eu nu știu ce au făcut. Și nu vreau să trag în nimeni, că asta vor ei, una carpă, bine, eu nu știu ce au făcut. Vă spun cum a venit. Este asta, am fotografii la Pui. Bine, sunt medico-legal, nu pot să le arăt la oricine. Și ce au spus colegii mei. Deci eu încă nu vin să zic că să arăt cu degetul. Că îi trebuie să mă la degetul meu dacă e curat. Dar spun cum l-am primit. Și asta spune tot. Deci
am insistat că am mai avut și alți pacienți. Ai, mă, un pic de bunăvoie, nu e ușor. Aș spune o patologie grea, implică o echipă întreagă, anestezist, chirurg, infirmiere, kineziterapeut, psiholog, dietetician, deci o echipă întreagă. Hai să facem măcar pentru amăriți ăștia care nu sunt interesați din punct de vedere nici financiar, văd că o arsură costă foarte mult. Cere un manager de spital să aloce o sumă. Arsura e foarte scumpă. Și sunt foarte mulți oameni care știu asta, sunt foarte mulți oameni care fac asta, dar ori sunt lăsați, ori n-au. Am auzit tot felul de remarci. Încă o dată nu dau nici în medici, nici în guvern, nici în nimeni. Dar e normal de 5 ani de zile o țară europeană, Comunitatea Europeană, să-și trimită sistematic mari arși în străinătate? Nu-i nou. Da. Și atunci ce să facem? Vor centre, nu pot să facă centre. Și atunci o să facă, eu am sugerat, eu nu pot să vin ministrul arsurilor acolo, nici mă interesează, am treaba mea aici, așa. Dar faceți în centrele universitare o echipă, pentru că sunt în centrele universitare și chirurgi plastici, și anesteziști, și radiologi, și kineziterapeuți. Faceți o echipă să se numească serviciul de arș. Să nu mai fie profesorul de chirurgie plastică, ori profesorul de anestezie, să fie niște oameni tineri. Eu cunosc care foarte mult să facă, dar nu știu de ce și nu vreau să speculez. Și faceți un centru cu tineri care vor, eu vi dau pe nume, oameni care vor să, și care i-am prin spate la telefon, pentru că normal au și ei copii de întreținut și nu s-a apuce să... Eu n-am nimic de pierdut și nu datoresc nimic la nimeni. Și vă spun, de 5 ani am încercat totul. Le-am spus, ce-am avut în jurături și cine bă ăsta să dă mare și punct. Atunci de ce să mă interesează? Să zic, mă bag cu pumnul în piept că sunt român și că sunt patriot? Da, sunt patriot, dar nu mă bag cu pumnul în piept. Îi iau pe amărăție ăștia, dovadă, uite, omul ăsta s-a dus după 2 săptămâni de... Dar ce n-am făcut? Ține de miracol. A avut o voință extraordinară. Din păcate, infecția la zice, mor din șoc septic, o defaianță pluriviscerală. Deci, încă o dată, să așeze jos, să înceteze să mai viseze la cai vezi pe pereți și să facă cu ce au și cu oameni și să lase marii patroni, să facă o echipă de oameni tineri care vor să facă asta, da. Care pot să facă și alte chestii. Dar domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Știm că vorbim despre un fond de siguranță a pacienților în spitale, de combatere a infecțiilor nozocomiale, despre tot scandalul politic din jurul bugetului sănătății, cu sau fără cazul tragic de care vorbim acum. Discutăm în câteva momente. Rămâneți cu noi. Tandem Verde Pastile vă invită în Laboratorul Pătrat.